Bună seara, bine vă prieteni! Să povestim un pic despre chestia asta cu schengen -ul. Și începem așa. Să zicem că George Simion ar fi ministrul de externe al României. Sensoară, nuntă mare. Ghiși pe cine invită la el, la nuntă. Pe Putin. Putin vine la nuntă, vine cu vreo 30 de cazași se cânte la mulți ani, să străiască nevasta, așa. Îi aduce un dar de nuntă de 50.000 de dolari și toată lumea stă înmărmurită. Wow! Să mai zicem că George Simeon, ok, pierde partidul partidului alegerile și ce să fac omul? nu mai este ministru de externe. Ajunge editorialist la Sputnik, dar în același timp și în conducerea Rovsnet, adică o companie rusească de petrol. Bun, să mai zicem că un alt ministru, vicepremier, da, vicepriministru, viceministru, vicepriministru, da, este fotografiat și filmat într-o crâșmă în timp ce dă niște contracte publice pe miliarde de euro unor companii rusești în schimbul unor donații. Mama mia! Da? Am vorbit despre George Simeon pentru că este reprezentantul unui partid considerat extremist. Ei bine, lucrurile astea nu s-au întâmplat în România. S-au întâmplat în Austria. Toate astea. Da, cu mândră acea ministră de externe care s-a măritat la 53 de ani și l-a invitat pe tovarășul Putin la nuntă. Tovarășul Putin i-a adus niște cercei de aur alb cu safire de 50.000 de dolari, apoi, după ce n-a mai fost ministru de externe, doamna a devenit editorialist la Sputnik și în Consiliul de Administrație al Rosnet. Bun, și un alt vicepremier de data asta, filmat în timp ce promite niște contracte publice pe miliarde de euro unor companii rusești în contul unor sau în schimbul unor donații. Și tot așa și tot așa, scandalul de corupție și la ei, ca și la noi, ca și peste tot, probabil mica corupție nu e așa de mare ca la noi, dar Austria se opune intrării României în Schengen. De ce am dat Austria? Dacă era vorba de Olanda, dacă era vorba de Finlanda, dacă era vorba de, despre acele țări care euh, n-au păcate ca noi, ziceam, băi, țările alea privesc într-un anumit fel Uniunea Europeană. Dar Austria este un cuibușor de nebuni în ceea ce privește interesul rusesc. Bun, și astăzi Austria, deși este bombardată de peste tot, de la Comisia Europeană până la celelalte țări din Uniunea Europeană, Atenție, faceți o mare greșeală geopolitică neadmițând România și Bulgaria în Schengen, Austria se ține tare, deși uh, cancelarul, Germa, uh, cancelarul Austriei spune, da, eu aș vrea să intre țările astea două în Schengen, doar că urmează niște alegeri și nu mă pot pune, dar cam asta este uh, mesajul subliminal, ce să fac cu ministrul de interne, ăsta se opune. Ca să înțelegem un pic. De ce Austria a devenit capul de pod al intereselor rusești? Trebuie să știm niște lucruri. Și o să încep cu lucrurile mai recente. Când s-a pus problema suspendării vizelor pentru ruși, Austria a spus nu, niet. Da? Când s-a pus problema sancțiunilor și uh, renunțarea la petrolul și la energia rusească, Austria a zis niet. Da? Când s-a pus problema pentru absolut orice ar fi sancționat Rusia, Austria s-a opus. De ce oare? În primul rând, în Austria s-a dezvoltat, tip de decenii, un fel de caracatiță sovietică și apoi rusească. Să înțelegem un pic istoria. În 1945, Austria era la pământ, da, Anjlusul ăla cu, cu naziștii, pur și simplu au făcut-o în ochii tuturor și era extrem de vinovată. Din 45 până în 55, Austria a fost ocupată exact cum a fost ocupat DDR-ul, de sau mai bine zis Berlinul, în zone de ocupație. Le vedeți aici, în sud, în, în vest, în nord, în partea de est. Partea de est aia roșie, e cea mai sovietizată. Bun. Inclusiv Viena, vedeți aici, avea sectoare cu sectorul german, cu sectorul francez, cu sectorul britanic, sectorul american, sectorul rusesc sovietic de fapt. Bun, și abia în 1955 s-a pus problema unui așa numit tratat de revenire la Austria democratică. Și atenție, acel tratat din 1955, octombrie 1955, își are originile, baza, da, își are baza în, într un acord semnat la Moscova în 1943. Din 1945 până în 1955, practic totul a fost infestat. Toată administrația a fost infestată de sovietici. După 1955, până acum, să știți că Austria nu este în NATO și asta se datorează acelui tratat, Austria a jucat cumva mult mai discret decât Germania cu ăst politic sau cu, cu plecăciunile alea făcute Rusiei, dar a jucat mereu pentru Rusia. Inclusiv în economie. Vedeți marile companii petroliere prezente și la noi, care au în spate alte mari companii rusești. Când spui companii rusești, spui, vorbești deja despre interese politice. Pentru că rusii nu fac economie, fac economie politică. În momentul de față, Austria este contaminată și pur și simplu nu mai vede nimic geopolitic sau este obligată să nu mai vadă nimic geopolitic și eu, ca orice cetățean european și, atenție, ca presa din Austria, care bubuie în zilele astea guvernul austriac, sunt tentați să cred că există niște șantaje începând de la sex neprotejat prin hoteluri, cu camere de filmat, până la bănuți dați de -i să meargă unor oficiali -ă, austrieci. Eu nu pun problema în materialul ăsta că România ar merita sau nu ar merita să intre în Schengen. Eu nu pot să judec chestia asta, sigur că îmi doresc dar nu sunt în poziția să am o grămadă de e, informații. Văd doar rapoartele Frontex. Raportul Frontex contrazice tot ceea ce zice Austria. Austria zice, domnule, prin Balcanii ăștia de Est, adică prin România și Bulgaria, vin o grămadă de migranți ilegali. Mă uit la raportul Frontex și raportul Frontex scrie așa: În timp ce din Serbia au intrat cu 170% mai mulți migranți ilegali în Austria și în Ungaria, Ungaria dându-i în Austria, în România s-a diminuat numărul migranților ilegali cu 43%. Da? Adică la noi au scăzut. Oricum erau foarte puțini. Oricum față de migrația uh, uh, în Europa, inclusiv la sârbi, înseamnă undeva la 1,3% de migrație ilegală. Și te gândești atunci, băi, păi voi ne bumbăciți pe noi, da? pe ăștia din România, când Grecia, de exemplu, tocmai și-a schimbat legislația privitoare la migranți. Cum? Adică șmecherie. Băi, nu vă mai dăm cazare gratuită, nu vă mai dăm mâncare gratuită, mereți unde puteți. Da, și-au făcut un culoar prin care să meargă să se exporte în Europa. La fel Ungaria. Ungaria care zice, domnule, nu știu, ați venit, de ce ați venit aici și încet, încet fac tot felul de culoare invizibile tocmai către Austria. Sigur că probleme cu migranții sunt. Sigur că austriecii sunt sătui de, zic ei, cei 75.000 de migranți ilegali. Dar, ăia nu au venit în România, fraților. Când au intrat în România, migranții ilegali le-au dat lacrimile. Au început să plângă. Aoleu, dar un suntem în Germania. Nu sunteți în Germania. Aoleu, și dai cu lacrim și dai cu oare ce-am făcut, cu ce-am greșit să ajungem în România. Mai este un paradox. Și aici deja vezi cât contează și cum primează interesul politic în fața ăluia economic. Austria este al treilea mare investitor în România. Au 1700 de firme austriece care fac afaceri de câteva miliarde bune, peste 15 miliarde de euro anual. Miliarde de euro, da? Te-ai gândi că sunt primii care ar trebui să-și protejeze economia. Și ar putea o proteja dacă n-ar avea firul roșu cu Moscova. Și, din păcate, istoria asta... E destul de ciudată istoria, știi? În 1955 și și în 43, tratatul ăla de la acordul de la Moscova, din partea Moscovei, din partea Unii Sovietice, da, cine a fost prezent? Molotov. Exact cel care a început războiul prin tratatul pentru Molotov, hai să rupem Polonia în două, tu Hitler ia vestul, noi sovieticii luăm estul. Și gafa și naivitatea asta tâmpită a occidentalilor au făcut da? Ca pur și simplu Rusia să se dezvolte, Uniunea Sovietică să se dezvolte și să spună băi, dar noi putem face orice, că pe ăștia păcălini repede, le dăm un pic de petrol, le dăm un pic de gaz și i-am pus cu botul pe labe. Scholz vine ieri și spune, domnule, să găsim o formulă prin care să nu împărțim lumea ca în timpul războiului rece. Băi, tată, ăsta nu înțelege niște lucruri. Băiatule, nu noi am împărțit lumea. Rusia, prin invazia ei, arată că lumea este împărțită de către Rusia însăși. Ca să nu împărțim lumea ca în războiul rece ar însemna să pup ghiul. sau vorba aia pe care v-am mai spus-o, care circula în anii 50, când vine rusul, nu-i așa, și spune, băi, noi suntem ca frații, ne mâncăm căcații, când o mie, când o ție, când la amândoi. Da? Noroc cu păstorel, da? cu soldat rus, soldat rus, de ce te-au pus așa de sus, ca să te admire popoarele sau pentru că-ți put picioarele. Înțelegeți? Adică, Există, dincolo de legende, dincolo de frustrări, o istorie continuă, discretă, subversivă, da? subterană a relațiilor și îmbârligăturilor, o să spun, a Occidentului, ale Occidentului cu Rusia, cu sovietici și apoi cu Rusia. Și gândește, revin, ce-ar fi spus Comisia Europeană? Ce-ar fi spus locuitorii României? Ce ar fi spus Austria însăși dacă George Simeon, liderul unui partid extremist, ar fi ministru de externe și ar invita la nunta lui pe Putin? Ok? Oare ce ar fi spus? Nu ne-ar fi dat de toți pereții? Ba da, am fi meritat să fim dați de toți pereții. Da? A dat cineva Austria de toți pereții? Nu. Ar fi meritat cu prisosință. Și atunci ne aflăm în fața unei dileme. Ce dracu facem? Da? Am spus, dacă era vorba de Olanda, de Suedia, țări care au revenit și au spus, da, într-adevăr, am văzut detaliile tehnice, am văzut că protejați, uh, protejați uh, frontierele, dar suntem de acord să intrați în Schengen. Ok? Băi, de vorba de Austria. O țară în care corupția, și aici citesc presa uh, austriacă, aia mare, cu curier, de prese, de astea alte, este, să mă ierte Dumnezeu, cam ca la noi. Da? Încă la noi n-a existat un ministru firmat când, când oferă miliarde și miliarde companiilor rusești. Adică, totuși, hai să păstrăm niște, niște măsuri. Sigur că noi suntem aia sărăcuții. Sigur că am intrat așa cum am intrat. Sigur că sunt o grămadă de lucruri imperfecte la noi. Dar, băieți, aveți o bârnă în ochii ăia, o bârnă imensă. Nu știu cum se spune bârnă în germana aia care se vorbește în Austria. Dar este bârnă. Și, în sigur, paiul nostru deranjează. Dar este pai. Salutare. Poate că vom intra, totuși, în, în Schengen, pentru că, în locul nostru, vor negocia țări mai puternice. Poate că nu vom intra, și atunci să se gândească toate firmele astea austriece cu drag că vin alegerile la proștii de la Viena care astăzi le blochează șoferii la graniță. 10 ore, 12 ore, 24 de ore. Să meargă economia, tată, nu contează. Să meargă în jos. Ideea este să fie Kremlinul mulțumit.